Bun. Kinga, dacă aș pleca, ți-ar părea rău? Dar nu pleci, nu mă duc. Unde ești? Asta. Doi rămân, unul pleacă. Prima persoană care se va întoarce. Andreea. Nu cred așa ceva. Eu nu pot să cred asta. Chiar trebuie să facem acum. Radu și George. Unul dintre voi, sigur, pleacă. George. Radu, dacă părăsești casa iubirii astăzi, în această gală, te vei răzbuna pe Bianca? Așa cum poți tu? Nu, nu o să mă răzbun pe ea, pentru că, indiferent de clinciurile pe care le-am avut cu Bianca aici, sunt sigur că afară m-aș înțelege cu ea și nu... n-am nimic personal. Raluca, plângi? În ultimul mes, nu ne mai vedem. De Andreea, de Radu sau de George? De George? Asta nu plânge, că dacă plec din casă, să găsești pe altcineva aici. Asta Andreea, dar plânge, că mă duc la Maria. Emoționat. Sunt atâția băieți frumoși aici. Dar nu cântează, m-am emoționat. Ce să fac să... A, te-ai emoționat, am crezut că... Nu am să fiu aici, dar nu cu Radu. Ciudat cu Radu. Așa, nu știu de ce. Dar cu cine ai fi? Împrețișat. Nu știu oricine, dar nu mă gândeam cu Radu, că ne-am tot certat așa, dar ne înțelegem bine. Nu mă așteptam să fiu amândoi. Cine ați vrea să rămână aici în casă? Radu. Da și George. Da și George. Și eu mă iubesc. Ce dureți. Și promit că o să vă urmăresc în fiecare zi la televizor. Amândoi. Ne dai ce? La televizor. Eu pe YouTube. Ne, dimineața sau după amiază? Uite ce inocent e Radu când e acolo. Acum e momentul să-l omorâți. Acum e inocent. Acum e încățeluri. Vielușele acum. Uite cum dă din coadă. Odată în viață le trebuie la toți această experiență. Radu și George, niciunul dintre ei nu are un cuplu acum în casă. Nu-i plânge nimeni. În afară de Raluca. În afară de... Asumea. Păi, ia uite. Fetele astea te vor așa de prieten, Radu. Amândoi, sunteți de foarte mult timp aici, în casa iubirii. Astăzi, din păcate, pentru unul dintre voi, se va sfârși această experiență. Radu, telespectatorii deja au decis. Cel care părăsește casa iubirii în această seară este... Ce e, Kinga? Nu pleacă, Radu, stai liniștită. Nu, nimic. Radu.
Ne? Doamna Andreea, vă rog. Vă rog. Vă rog. Nu faceți. Și mi s-a oprit așa în mine. Păi cum ai văzut-o? Te uiți în altă parte? Ca să treci și tu simt. Dar nu-i zici nimic? I-am făcut semn să nu mai plângă. Stai liniștită. Fără presiunea. Și dacă o fi să plec din această emisiune și dacă o fi să rămân aici în continuare alături de tine, știi foarte bine că o să te caut afară. O să te voteze dacă e cumva pleacă. Asta cumva, să zicem printr-un presupus că o să rămân în continuare în casă, ok? Asta trebuie să fie un test și pentru tine și pentru mine să facem cineva mai mult. Așadar, cel care părăsește casa iubirii în această seară, dintre cei doi, așadar, cel care părăsește casa iubirii în această seară, George. Nu voi să strâng mâna. Aplaudă, nu se aplaudă. Băiatul, tremur rău, bă, băiatule. Da. Da, doamna Andreea. Ce rău îmi pare. Aici a sfârșit drumul meu. N-a auzit, săracul. Chiar tremură și chiar nu m-a auzit. Tremură de tot. Până aici. Până aici a fost. Uite, nici acum, nici când mai ai și tu câteva cuvinte de zis aici, în această casă, în această emisiune, nici acum nu te las. Nici atât acum. Nu o săruți acum. Doamne, a crezut că... A fost frică? E Crăciun. Da? De la presiune, bravo, măi. Uite, ce trist e, ce supărat e. Știi că e bătrânel de la mine. George. Da. Cum a fost? Știi de ce nu pare rău pe cuvânt, îți spun sincer? Că, te, că e Maria aici și că sigur, sigur, sigur vă vedeți în această seară. Serios? Au făcut-o pentru... O să vorbesc cu ea când vezi acum. Serios? Da, normal. Cum a fost această experiență pentru tine? O experiență în care am învățat unele lucruri. Chiar m-am simțit bine. Mă bucur foarte tare. Mă bucur că te-am cunoscut și mă bucur că te vezi... Nu, că te vezi cu Maria. Da. Să ne vedem. Eu, cine știe, Doamne ajută. Mi-a părut bine, George. Și ai grijă de tine. Mulțumesc. Ia-ți la revedere de la colegii tăi. Încep cu fetele, da. Încep cu Veronica, nu înțeles. Mă bucur, Veronica, că te-am cunoscut, dar... Și eu. Nu am vrut să te pup, dar e ok. Cam târziu. Dar îmi pare rău că n-a putut fi. Oricum n-a cunoscut, dar... Îți doresc să-ți găsești jumătatea afară. Vedem la părți, da? Maria, Maria. Uite. Poate iasă ceva. Hai, poți, uite. Ce, ți-e frică să mă pup? Uite, mă frățișa. Ne vedem la Cluj, da? Da, pa. Da, ne vedem la Cluj. La linie, zi? Vine și Ali. Ce? Asta e. A fost destul. Că ești frumos, dar fals. Tu dai că am fost cu tine, Radu, acolo în bar. Cine mai fac chinezi? Nu voiam să stau cu tine în față, că niciodată. Nu știu, nu știu. Asta este. Asta o să ne mai vedem. George! Eu nu George. Îmi pare rău. Manuel! Cine mai stric eu? George! Eu, pe eu. George! Care îmi pare rău. Mă bucur că ai chiar cu George. Aline, tu ai grijă. Ne vedem. Da, ne vedem. Vă mulțumesc! George!